minimalizați acest privilegiu. Bucurați-vă de toamna nebun de frumoasă la Cluj, cum spune un poet clujan. De parcuri și de statui, de muzee și de alei, de ziduri medievale, de biserici și de simple case, dar și de oameni. Bucurați-vă mai ales de oameni, de cafenele și de cluburi, de terase, de evenimente, fiindcă nimic din ceea ce este omenesc nu trebuie să vă fie străin. Veți înțelege astfel că, deși se duc studenți stol după stol, Clujul nu rămâne niciodată gol. Și asta deoarece, în fapt, studenții de peste 400 de ani nu pleacă niciodată, rămân și revin în vaste pelerinaje, atingându-ne pe tot și nemurindu-ne cu dulcea pasăre a tinereții. Într-un asemenea loc binecuvântat, ați ales și am ales și am reușit să ne facem studenția și de aceea îngăduiți-mă, în numele colegilor mei, să vă felicit pe toți studenții, împreună cu părinții, cu profesorii voștri și cu autoritățile care ne sunt alături, cu toți cei care trăiesc alături și din universitate, să vă doresc un an universitar frumos, curat, precum însăși corola de minuni a lumii. Să ne bucurăm așadar împreună. Studenții reprezintă inima orașului și contează pentru primărie, pentru noi toți, pentru că ei sunt aceia care împreună cu universitățile aduc investiții și locuri de muncă în acest oraș. Ei reprezintă brandul orașului. Ne preocupă ca ei să aibă condiții decente în acest oraș. Au reușit organizațiile studențești să negocieze dur cu primăria și au obținut inclusiv la transportul în comun două linii gratuite în loc de o linie și suntem alături de ei în toate provocările pe care le au.